Bun găsit, a venit vremea, pentru că ne apropiem de vârful sezonului Perseidelor, cel mai spectaculos fenomen astronomic al anului. Episodul de astăzi le va fi dedicat. Consemnate de cel puțin 2000 de ani pe cerul emisferei nordice, Perseidele sunt cunoscute în popor ca ploi de stele căzătoare. În nopțile de duminică spre luni și luni spre marți, 11 spre 12, respectiv 12 spre 13 august, le veți putea admira cu ochiul liber strălucirile efemere pe cer. Între 50 și 150 de meteori pe oră, în condiții ideale, cu cer senin și fără poluare luminoasă în jur, și tot atâta dorințe împlinite, dacă e să ne luăm după miturile elene despre stelele căzătoare. Până una alta, să ne familiarizăm cu Perseidele și să le deslușim misterele științifice, mai mult decât cele mistice, iar pentru asta am astăzi alături de mine doi specialiști, domnul Cristian Român, senior editor revista Știință și Tehnică, prezent fizic în studio. Bun venit, domnule Român! Am onoarea să vă salut! Și de la distanță, mai exact de la Runcu, Dâmbovița, din tabăra dedicată observării Perseidelor, domnul Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori. Bun venit la Euronews România, domnule Grigore! Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vă transmite, iată, informații calde despre Perseide. Proaspete! Noi vă mulțumim pentru că ați stat acolo noapte de noapte, stați cu ochii pe cer, dormiți foarte puțin. Domnule Grigore, zic să începem cu lămurirea definițiilor, pentru că deseori sunt încurcați meteorii cu meteoriții, despre meteoroizi nici nu prea se vorbește prin presă. Explicați-ne ce înseamnă meteoroid, meteor și meteorit. Da, din păcate se fac adeseori confuzii între termeni și sunt folosiți incorect, mai ales termenul de meteorit, când auzim de ploaia de meteoriți Perseide, și acest este incorect. Și ar trebui să înțelegem că acești termeni reprezintă, de fapt, starea aceluiași corp, dar în funcție de mediul în care evoluează. Și dacă amintim de meteoroizi, aceștia sunt particule, sunt fragmente, să zicem, de dimensiuni mici, de la 1 mm până la 10 metri, care circulă în spațiul cosmic, fără a interacționa cu Pământul, și au această denumire, meteoroid. În momentul în care se întâmplă ca această particulă, acest corp, să interacționeze cu atmosfera terestră, să întâlnească Pământul și să intre în atmosfera terestră, undeva pe la altitudinea de 80, 120 de kilometri, se aprinde și arde datorită vitezei foarte mari cu care intră în atmosferă și creează fenomenul cunoscut sub numele de meteor. Este un fenomen luminos, atât. Și de aceea vorbim de ploaia de meteori Perseide, acele lumini care durează o fracțiune de secundă sau o secundă, maxim 2-3, care apar pe cerul nopții. Dacă se întâmplă totuși ca această particulă, acest meteoroid care a generat meteorul să fie mai mare în dimensiuni și să aibă o densitate mare, atunci nu arde în întregime și undeva pe la 40-50 de kilometri se stinge și cade pe Pământ sub formă de meteorit. Deci meteoritul este doar acel bolovan, acel fragment care a supraviețuit, arde din atmosferă și ajunge pe Pământ. Numai atunci vorbim de meteorit. Cu ocazia asta, să știți că am înțeles și eu pe deplin. Bine, mi-ați povestit înainte când am vorbit la telefon și am fost atât de încântată că mi se pare atât de simplu, de fapt, traseul, și sper să fie și telespectatorii noștri la fel de încântați de această luminare. Anul acesta... Da, și mai vorbim de bolid, pentru că tot voiam să vă întreb. Da, de obicei, meteorii aceștia care apar pe cer, aceste lumini, sunt, de exemplu, au strălucirea stelelor din jur, să zicem. O strălucire, să zicem, normală, și sunt generați de particule destul de mici, câțiva milimetri, centimetri. Dacă se întâmplă însă ca unul dintre acești meteoroi să fie mai mare, să zicem, de câțiva centimetri sau zeci de centimetri, atunci meteorul generat este mult mai strălucitor și se numește bolid. Vorbim despre meteori bolizi, așa se numesc ei, nu? Exact. Meteori bolizi. Da, de bolizi și nu de bolizi de pe stradă. Da. Și putem să facem o comparație a strălucirii aparente. Dacă aveți în imagine cum strălucește luceafărul de seară, planeta Venus, pe cer, cam cei care sunt de dimensiunea ca strălucire a acestei planete Venus sau mai mari se numesc bolizi. Chiar anul acesta, recent, în 18 mai și în 15 iulie, au fost văzuți și doi meteori din aceștia bolizi, foarte spectaculoși. S-a aflat între timp dacă ceva rămășițe din ei, dat fiind că au fost mai mari, unul dintre ei a fost atât de puternic încât s-a făcut din noapte zi, prin Portugalia, parcă, dacă nu mă înșel. Da, exact, se întâmplă să intre uneori în atmosferă astfel de particule pe care noi le vedem, pentru că de obicei intră în fiecare zi, dar apar deasupra oceanelor, în special cei la care faceți referire, într-adevăr, au fost destul de spectaculoși, în special cel din mai. Din păcate, se pare că nu a atins pământul, ci a căzut în ocean. Ca urmare, nu s-a găsit niciun fragment. Sunt frecvente însă descoperirile și există rețele internaționale care fotografiază intrarea în atmosfera acestor corpuri, analizează rezultatele pe care le au și calculează locul de impact și să știți că se găsesc. Sunt multe cazuri, chiar anul acesta s-au găsit destul de mulți după ce au fost văzuți trecând pe atmosferă și au fost capturați fotografic și video, bineînțeles. Domnule Grigore, acum că sunteți la Runcu, spuneam, în Dâmbovița, în tabăra de astronomie Perseide 2024, organizată de Societatea Astronomică Română de Meteori, și ajunsă deja la a 32-a ediție, dacă am calculat eu bine. Prima a fost în 1993, nu? Exact. Toată noaptea stați cu ochii pe cer, cum spuneam, dormiți foarte puțin, așa că nu vă mai rețin mult. Ce copii vin în aceste tabere? Adolescenți sau mai micuți? Și ce faceți acolo mai exact? Ce îi învățați? Da, tabăra Perseide este una dintre sutele de tabere pe care le organizăm. Într-adevăr, este cea mai veche, are tradiție și se leagă, iată, de un fenomen foarte spectaculos. Inițial, participanții erau, să zicem, peste 18 ani, însă în ultimul timp a crescut foarte mult interesul celor de vârstă mai mică pentru acest fenomen și pentru observarea cosmosului, a universului. De aceea prezența în tablele noastre ca vârstă a scăzut destul de mult. Am acceptat în cele din urmă și copii, chiar de la 7 ani, dar media vârstei, să zicem așa, cea mai prezentă este undeva la 15, 16, 17 ani. Bineînțeles că sunt și mai în vârstă, avem chiar și adulți, avem chiar și bunici care vin să vadă, unii vin împreună cu nepoții. Ce frumos! Să vadă frumusețile cerului. Îmi spuneam că... Așa, spuneți. Perseidele sunt o atracție majoră, bineînțeles, și iată, este un subiect inclusiv de presă. Dar sunt și tabere în cursul anului care sunt destinate observării cerului și prezența este foarte numeroasă și, într-adevăr, unii revin. Au revenit, avem chiar în această tabără participanți care sunt la a 21-a tabără de astronomie. Bineînțeles, au participat uneori de 3, 4 sau 5 ori într-un an la taberele pe care le organizăm. S-au format aici și este îmbucurător faptul că, iată, ei vin, ziua facem cursuri, facem prezentări, înțelegem ce se întâmplă pe cer și noaptea vedem efectiv și punem în practică ce am învățat în timpul zilei. Este un obiect de studiu aflat deasupra capului, bineînțeles, care nu este doar un studiu, trezește foarte multă emoție, foarte multă pasiune, frumusețile cerului sunt captivante. Dintre copiii aceștia, care clar sunt foarte pasionați de astronomie, dacă vin revin atât de des în această tabără, între timp clar niște serii au crescut de acum destul de mari, a făcut vreunul dintre ei o meserie din această pasiune? Da, bună întrebare. Într-adevăr, noi facem educație prin astronomie, pe aceasta ne bazăm, formă de educație non-formală, pentru că astronomia nu se studiază în școală, dar să știți că avem tineri care au înclinat și în cele din urmă au reușit să facă o profesie și au devenit astronomi profesioniști. Iată, chiar în tabără avem aici pe Ruxandra Toma, care acum este cercetător la Institutul Astronomic al Academiei Române, participant în tablele noastre cu ani în urmă, a terminat cursurile de specialitate, a terminat masterul în Germania, apoi doctoratul și l-a dat în Marea Britanie și în cele din urmă s-a întors în România și iată lucrează la Institutul Astronomic al Academiei Române și acum vine în tabără să împărtășească din experiența pe care o are celor care sunt noi participanți. Sunt și alte cazuri, Ioana Stelea, care iată a terminat la Columbia University și acum își dă masterul și apoi doctoratul în domeniu. Sunt multe cazuri pentru că oferim această posibilitate și prin proiectele speciale pe care le avem la dispoziție, în special colaboratorul nostru Ovidiu Văduvescu din Insulele Canare, astronom român, cu care avem și un proiect Euronier de studierea asteroizilor care se apropie foarte mult de Pământ și unde sunt angrenați tinerii chiar de la vârste mai mici, iar în tabără acum avem și un tânăr participant de 14 ani care recent s-a calificat în lotul internațional de astronomie și vine din nou în tabără să-și aprofundeze cunoștințele pentru că va reprezenta România în Nepal la Olimpiada Internațională de Astronomie. Ce frumos au rodit semințele pe care le-ați sădit în acești copii. Sezonul Perseidelor a început încă din 17 iulie, va dura până în 24 august, dar vârful de activitate este așteptat, cum spuneam și la începutul emisiunii, în nopțile de 11 spre 12, 12 spre 13 august, duminică spre luni, luni spre marți. A început deja să se intensifice ploaia de meteori. Câți ați observat azi noapte, de exemplu? Da, într-adevăr a început activitatea să se simtă. Ați văzut și imagini recente care sunt realizate azi noapte aici la Runcu. Am avut chiar și meteori foarte strălucitori. Chiar ne-a surprins la un moment dat activitatea intensă, în special spre dimineață. Toată noaptea cred că au fost în jur de 100 de meteori. Deci activitatea este în creștere. Într-adevăr, este o diferență de la o noapte la alta și pentru că anul acesta maximul de activitate teoretic, și spunem teoretic, este calculat pe baza rezultatelor anilor anteriori de observare. Trebuie să fac o mică paranteză să spun că noi facem și observații astronomice pe care apoi le trimitem la Organizația Mondială de Meteor, unde sunt analizate, procesate și de care se folosește inclusiv NASA în planificarea zborurilor spațiale. Și pentru anul acesta, teoretic, s-a calculat faptul că maximul va avea loc în timpul zilei de 12 august, undeva după amiază, ceea ce face pentru România să avem cam două nopți de activitate intensă. Noaptea următoare 11 spre 12 și noaptea care urmează după maxim 12 spre 13, când vom vedea faza descendentă, însă activitatea să știți că se întinde pe 2-3 nopți destul de evidentă și destul de spectaculoasă. În ce condiții se pot observa cel mai bine meteorii, ploaia de stele, nopțile acestea? Din ce locuri, între ce ore... Unde să ne uităm pe cer? Este o întrebare foarte bună, în special pentru cei care ne urmăresc și care poate nu vor să rateze noapțile următoare. Într-adevăr, după cum vedeți și după imaginile pe care noi le-am trimis și le-am făcut azi noapte, avem acces la un cer fără poluare luminoasă sau poluare luminoasă redusă. De reținut faptul că nu se pot vedea meteorii din oraș, decât cazurile foarte rare, bolizii foarte slăjitori, din cauza poluării luminoase. Cei care doresc să vadă spectacolul Perseidelor trebuie să meargă în afara orașelor, în zone rurale, undeva unde au cerul curat, fără poluare luminoasă, unde luminile parazite nu îi afectează și de remarcat faptul și de reținut faptul că se observă cu ochiul liber, deci nu este nevoie de instrumente astronomice. Doar cei care vor să fotografieze pot fotografia cu timp lung de expunere ca să prindă trecerea meteorilor. Se observă cu ochiul liber și nu se privește în radiant, adică locul de unde radiază ei în constelația Perseu, ci se privește undeva la o distanță de 2-3 palme, ca să vorbesc în limbajul nostru comun, undeva la 40, 50, 60 de grade. Dar rețineți, cel mai important este să avem un cer cât mai negru și mai curat. Vă mulțumim mult, domnule Grigore. Așteptăm imagini cu Perseidele în nopțile următoare. Unde le postați? Pe Facebook? Pe pagina... Da, o să postăm pe pagina noastră de Facebook a Societății Astronomice Române de Meteori și, bineînțeles, și în alte rețele de socializare. Important este ca oamenii să înțeleagă că sunt accesibile tuturor și nu ne trebuie pregătire specială. Deci, vă îndemnăm să ieșiți să vă bucurați de spectacolul Perseidelor și nopțile următoare. Mulțumim, mulțumim din suflet pentru toate informațiile acestea grăzave și pentru tot entuziasmul. Să ne auzim cu bine și cu frumos. Domnule Român, întâi să fac o precizare. Vă rog, orice precizare. Domnul Valentin Grigore este practic întemeietorul observațiilor de meteori, a făcut-o chiar înainte de Revoluție, fără să aibă pregătire în direcția asta și rezultatele lui au fost fantastice, astfel încât, iată, acum există un asteroid care se numește Valentin Grigore. Ce frumos! Iată, deci e o contribuție extraordinară și merită toată admirația noastră. Și mai trebuie spus că printre astronomii așa zis amatori, de fapt au ajuns să fie deosebit de importanți chiar pentru profesioniștii cei mai profesioniști, pentru că furnizează constant și o cantitate mare de informații pe care altfel ceilalți din structurile astea mai n-ar putea. Asta tot dumneavoastră mi-ați spus. Da. Păi a spus și Vali. Foarte frumos despre... A spus și Vali că, de exemplu, NASA apelează la datele obținute de către astronomi amatori. Un astronom de la serios, cu facultate, cu carte, cu studii grele, nu se va îndrepta către observarea meteorilor, pentru că nu se descoperă ceva nou, formidabil. Dar ce face Vali și Societatea de Meteori pe care el a înființat-o e un lucru formidabil și, cum explica și el, consecințele se văd prin oamenii care s-au îndreptat către această carieră. Cât de frumos și de important este ceea ce face pentru copii, pentru generațiile următoare, pentru că le apropie, le deschide către apetitul spre o știință extraordinar de frumoasă. Domnule Român, de unde vine numele de Perseide? Să lămurim și asta. Deci ele parcă vin din constelația Perseu. De fapt, și de unde știm că în fiecare an vine. De fapt, Pământul trece în perioada asta prin coada unei comete, Suitatul se numește cometa, și coada cometei e alcătuită din particule din acestea de praf, de ce mai fi în compoziția ei. Și de asta știm în fiecare an, la aceeași perioadă, coada e cumva rămasă pe loc și Pământul intră prin coadă. Zilnic ajung și ard în atmosfera Terei milioane de meteoroizi. De ce aceștia din august sunt cei mai populari? Pentru că avem condiții mai bune să-i urmărim? Nu, sau... sunt locuri mai bune de observat. Sunt locuri mai bune de observat și sunt chiar spectaculoși. Mulți ard, dar fără să fie vizibili. Ard deasupra Oceanului Pacific, de exemplu. Ce denumire au celelalte sezoane de ploi de stele? Că nu, Perseidele nu se... De exemplu, mai e iarna Leonidele, ca să dau un exemplu. Sunt mai multe, sunt anunțate în permanență. Valentin Grigore chiar anunță de fiecare dată și grupul lui când sunt fenomenele mai spectaculoase. Dar cele mai spectaculoase rămân Perseidele. Eu la țară mă duc în perioada asta. Avem de și obicei timp, că suntem în perioada vacanțelor, vacanței, concedii. Și asta e. Nu, dar zic că eu în general mă duc... În perioada asta mă duceam la țară, la Glimboca, și... am văzut, fără să știu că sunt Perseidele, am văzut, am avut multă ocazie să-mi pun dorințe. Există multe mituri despre ploile de stele și despre stele în general. Să amintim câteva dintre ele, că sunt frumoase. Păi, aia, cât o mai făceam aluzie la asta, să spui o dorință, dar nu trebuie să spui ce dorință ți-ai pus. Iar în perioada Perseidelor poți să spui o dorință cam la 2-3 minute. Pentru fiecare stea căzătoare pe care o vezi pe cer, științific vorbind, mai există la noi aici și cred că preluat de la teutoni, am făcut niște cartoane în sensul ăsta, o să apară imediat mai bine sintetizate pe ecran, și am preluat și noi în tradiții, în legendele noastre, că stelele sunt, la nașterea fiecărui om apare câte o stea pe cer, care stă așa atârnată de un fir, și când omul moare, firul se rupe și steaua cade. La noi există această romanțare a poveștii. Științific vorbind, dincolo de latura mistică și romantică, de ce este foarte interesant și important de studiat meteoriții? Meteoriții, deci partea care a căzut pe Pământ, reprezintă un fel de carte de istorie a sistemului solar. Practic vedem din ce era format, din ce materie s-a format planetele, cum e planeta Pământ. Și, surprinzător, în meteoriți a fost găsiți compuși organici complexi, ceea ce ne dă un indiciu despre probabilitatea apariției vieții în univers și chiar compuși de tipul aminoacizilor, care sunt practic cărămizile vieții. Iată niște informații extraordinare care le obținem cercetând meteoriți. Meteoriții, ca să fac o paralelă, reprezintă un obiect de cercetare important pentru cercetătorii profesioniști. În timp ce ei sunt practic meteorii, niște arhivare ai istoriei Pământului și a sistemului solar. Vedem din ce era făcut inițial Pământul și înțelegând trecutul, înțelegem și viitorul planetei. Și aș vrea să mai adaug, acum ajungând la meteoriți, aș vrea să, făcând și puțină istorie, în urmă cu 68 de milioane de ani, a căzut un meteorit pe Pământ, care avea un diametru echivalent de 11 km. Gândiți-vă, la 11 km nu mai puteți respira. A căzut pe Pământ în zona Golfului Persic, acum e Golful Persic, Mexic, în zona Mexicului a căzut și a dus la dispariția dinozaurilor. Deci, dincolo de partea spectaculoasă, frumoasă și interesantă, poate să ducă la fenomene de-astea catastrofale. Au dispărut dinozaurii și au lăsat loc mamiferelor. Au lăsat loc apariției acestei emisiuni după multe zeci de milioane de ani. Mai este un meteorit interesant, meteoritul Tunguska, care n-a căzut pe Pământ, n-a ajuns pe Pământ. S-a produs explozie pe la vreo 70 de kilometri altitudine, de vreo câteva zeci de megatone, echivalent în trinitotoluen, adică mult mai puternică decât bomba de la Hiroshima și Nagasaki. Dacă s-ar fi produs acest fenomen deasupra unui oraș de pe Pământ, practic orașul ar fi fost distrus. Spre norocul nostru, fenomenul s-a întâmplat în Siberia, într-o zonă practic nelocuită, nepopulată, da. Nepopulată. Și în 2013, la Celiabinsk, chiar am avut un fenomen de același tip, un meteorit care avea diametru de 17 metri, a explodat iarăși la altitudine, s-au găsit fragmente, în timp din Tungusk nu s-a mai găsit practic nimic, era pădurea căzută la Pământ. Da, se pare că era din gheață format și din cauza asta n-a mai rămas mare lucru, iar meteoritul ăsta de la Celiabinsk a dus la rănirea foarte multor oameni. Și, iată, destul de recent, în zilele noastre, cumva. Mergem acum la ANM, vorbim cu meteorologul de serviciu de la ANM, doamna Iris Răducanu, să aflăm cum va fi vremea aici, pe Pământ, săptămâna ce vine. Bun găsit, Iris Răducanu. Înainte de toate, vă rog să ne spuneți dacă și unde va fi senin în nopțile de duminică spre luni și luni spre marți, 11 spre 12, 12 spre 13 august 2024. Fac mereu precizările astea pentru că noi avem reluarea emisiunii și mâine și să nu creăm confuzie. Așa, ca să știm dacă are sens să ieșim în nopțile astea la vânătoare de stele căzătoare. Bună ziua și bine v-am găsit! Din fericire, mâine noapte și poimine noapte, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Mâine noapte vor fi ceva norări prin nordul Moldovei, iar poimine noapte prin toată Moldova și posibil prin nordul Dobrogei, dar nebulozitatea nu va fi compactă, deci va fi posibil să se vadă și de acolo ploaia de stele. În ceea ce privește prognoza pentru zilele următoare, mâine și poimâine va fi în vigoare un cod galben de caniculă pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei, acolo unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, izolat posibil 38 de grade pe parcursul zilei de luni. Disconfortul termic va fi ridicat și nopțile vor fi tropicale, deci temperatura minimă climă nu va coborî pe alocuri sub 20 de grade. Valul de căldură ne așteptăm să persiste cel puțin până spre sfârșitul săptămânii viitoare prin regiunile vestice și sudice, iar în ceea ce privește ploile, acestea vor fi prezente doar izolat pe la munte, prin nord-estul teritoriului, acolo unde vor fi ploi slabe de scurtă durată, iar spre sfârșitul săptămânii, din datele pe care le avem în acest moment, ne așteptăm ca acestea să se extindă. Mulțumim mult, Iris Răducanu, pentru toate informațiile. Mulțumim, domnule Român. Trebuie să ieșim repejor. Mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături. Pregătiți-vă liste consistente de dorințe în caz că ieșiți nopțile următoare la Admirat de Stele Căzătoare. Și nu uitați, mâine, duminică, episodul de astăzi poate fi revăzut de la aceeași oră, 11:30, și oricând doriți, găsiți toate episoadele A Venit Vremea pe canalul de YouTube Euronews România, la secțiunea A Venit Vremea, desigur. Pe sâmbăta viitoare, prețuiți fiecare zi viețile voastre și acasă pământ.